se face de jurăminte, nu? Păi, având libertatea, Miruna, să ducem pe oriunde, să am mișcat pe A1, oriunde avem voie să ducem pe toată porțiunea asta, l-am luat și în poziția asta. Dar l-am luat în poziția asta pentru că știu că e tangenta asta. Și tangenta la cerc e pe penetrare pe raze. Eu am dus numai raze și primul i-am zis, hai să prelungesc mai mult. Deci și avea bucățica aia, A1BC, care nu știam de cât e A1BC. A1BC, unghiul ăsta nu știam. Nu știam. Dar el ne apare repede că ăsta e de 90 de grade acum, din cauza că am dus diametru. Ăsta a rămas tot timpul 70, că așa am vorbit. Tocmai ce am vorbit de chestia asta și atunci era 20. Bucățica asta, 20-ul ăsta și cu 90-ul din partea asta, fac 110. Și tot atât de deșteaptă și ideea cealaltă, când spunem că unghiul format de o coardă cu tangenta este jumătatea arcului corzii. Unghiul format de o coardă și cu tangenta la tangenta la unul din capetele se corzii. La un capăt. Ori aici tangenta, ori în partea cealaltă. Măsura unghiului acesta e ca și un unghi cu vârful pe cerc, e jumătatea arcului văzut. Și cum arcul ăsta era exact văzut ca și cel deasupra, deci este de 70 de grade și ăsta. Așa am spus mai devreme. Că totdeauna unghiul cu vârful pe cerc este ca jumătatea măsurii arcului, da? Da. Văzut între raturile sale, da, între da, cele două. Dar acum, tangenta adusă și cu asta, unghiul acesta este jumătatea arcului văzut între laturile sale, dar latura asta e chiar în punctul de tangență, deci arcul ăsta îi rămâne acum. Aha, pentru că chiar în punctul de tangență. Da. Deci dacă ar fi fost așa un pic dus, ar fi fost unghiul mai mic, ar fi fost arcul ăsta, bucata asta pe doi. Da, da, da. Și cum asta se aduce mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, se apropie de aici, tot arcul îi rămâne. Aha. Da? Deci asta este explicația. Tot spre arcul BC, ăla. Deci, tot spre arcul BC se uită și unghiul din B, care e format de tangente și coardă. Da? Este același unghi ca măsură ca oricare din cele din partea asta. Că și ăsta se uită spre arcul BC și ăsta, în final, tot același arc vede între laturile sale. Dar plecăm pe prima demonstrație care am văzut-o noi. Care am văzut-o noi. Mergem așa. Deci BA1 diametru am văzut. Da, că am scris după aceea. BA1 diametru. BD intersecția cerpul în punctul BA. Avem asta, da? Da, 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 avem asta. E în ipotez. Exact. BD intersecția. Adică am spus că e tangenta asta, corect, da? Ca să putem zice că măsura unghiului... Așa. Și atunci... Atunci înseamnă că măsura unghiului OBD, că la noi nu era unghiul. OBD, da. 90 grade. Măsura lui OBD egală cu măsura lui A1BD, poftim. A1, nu? Este aceeași unghi. A1BD. Da. Și egal cu 90 grade. Da. Și dacă am spus că unghiul ăla e de 90 de grade, da, între unghiul zicem că A1 diametru, sau cum facem? Cum îl zicem noi pe A1 ăla? Păi, am zis că BA1 e diametru. Ah, diametru, a zis. Bun, bun, bun. Între unghiul A1 CB A1 CB între unghiul A1 CB avem măsura unghiului A1 acolată, avem măsura unghiului A1 CB 90 grade egal cu 90 grade, da, măsura... avem că CA1 B măsura lui CA1 B 70 grade egal cu 70 de grade. Și atunci rezultă că măsura unghiului... Atunci rezultă că, din cele două, că măsura unghiului... A1BC. A1... Măsura. Da, măsura lui A1BC. C. Egal cu 20 grade. Egal cu 20 de grade. Și atunci, din cele două, iară... Da, din astea două, da. Da. Din astea două rezultă că măsura lui CBD... Da. Măsura lui CBD...
de... Egal cu 90 plus 20. Egal cu 90 plus 20. Egal cu 110 grade. Termina problema. Da? Deci, să vedem în seara asta ce lucruri importante. Asta teorema sinusului. Noutate. Cosinus. Am repetat teorema sinusului. Teorema, într-un triunghiu oarecare, teorema sinusului, teorema cosinusului, teorema lungimea medianei. Teorema bisectoare. Teorema bisectoare n-am spus-o. Nu, nu. Dar ei este adevărat. Teorema în orice triunghi. Și apropo de teorema bisectoare, care era? Mm-hmm. Mm-hmm. Nu știu. Ce zice teorema bisectoare? Bisectoarea unui unghi în parte latura opusă în segmente proporționale cu laturile care formează unghiul respectiv. Ați zis bine? Eu știu. Cum ați zis, au încredere în dumneavoastră. Da, da. Bun. Și deși teorema bisectoare meritelor. Ier mare, ier mic. Corect. Iată, raza mare, am, raza de, am demonstrat, am văzut ce este ier mic, ce este ier mare. Sunt niște rezultate foarte importante care trebuie reținute. Dar mai ales mecanismul de demonstrație. Mie mi-ar place să rețineți, nu formulele. Ați văzut ce am pățit eu? Dacă nu mi-am amintit formula, a trebuit să demonstrez. Asta e soluția. În situațiile complicate... Păi, domn profesor, dar e mare artă să știi să demonstrați. Păi, dar nu, credeți că l-am învățat la altfel? Nu mă cred. Am alergat, nu știam cum să mai redic, știam cu voi stați pe afară. Și nu știam ce mă întrebați. Deci mare lucru. Deci mi-ar place și mie să știi și ei să demonstreze, nu să-l înveți pe drum. Dar nu e decât o soluție asta. La matematică, n-aș putea să rețin atâtea formule. Vă gândiți la tot ce înseamnă, la analiza matematică și pe acolo, în sfârșit. Decât doar atât. Băi, la trigonometrie. Nu știți câte formule sunt. E foarte multe. Dar știu un lucru. Că mă descurc și am să demonstrez acolo. Dacă nu știu că am uitat o formulă, am uitat-o, că somn și eu, nu? Trebuie să știu de unde să o iau ca să lege și să meargă frumos. Mă credeți, acum sunt cinstit și vă spun că ier mare egal cu ABC suprafatuiesc, nu prea mai aminteam. Dar totuși ne-a dat-o din prima pe asta, domn profesor. Eu știam formula. A, ca și formula. Dar nu știam să mai demonstrez. Mă, de unde îți vine asta? De la Ari. Măi, tot de la Ari, simplu. BC, ați văzut că am bâlbuit un pic. Mă, da. Nu-i adevărat. Ba, da, așa este. Dar am și demonstrat formula Ari triunghiului, încercând eu să demonstrez ier mare egal cu ABC. Și după ce am demonstrat aia, că e produsul a două latură, simțul dintre ele pe doi. A fost foarte fericit, am văzut. Stai să zic asta. Eu pe sinus trebuie să-l găsesc din teorema sinusului. Da. Deci, eu acum vă povestesc ce s-a produs în mintea mea, în timpul în care... În timpul în care eram aici, mă strofocam... Cum găsesc eu formula? Am două variante să-l las să o demonstreze. Sau să o temu pentru acasă, sau să încerc să o fac eu. Hai să o fac eu, totuși. Da? Dar trebuie să te stăpânească gândul că reușești. Poți. Că poți. Că tu reușești să stăpânești lucrurile. Că-ți vine acum ideea. Nu se poate. Trebuie undeva să faci și jocțiunea. Asta e o chestie pe care vreau să vă comunic și să o înțelegeți. Trebuie în fața necunoscutului să crezi că tu reușești. Că dacă te încearcă sentimentul acesta neputinței, nu v-ați întâlnit cu un câine de care v-a fost teamă? Ei, și câinele se uită la tine și dacă simte că ți-e teamă, te atac. Dacă tu îl domini și n-ai niciun pic de teamă, nu are cum. Așa și cu problema de matematică. Dacă tu ai pentru puțin timp, pentru o fracțiune de timp, te încearcă sentimentul neputinței, nu te mai angajezi. Că nu o poți face. Și aceea te domină ideea că nu o poți face. Dar dacă crezi că poți să te șurbezi în problemă și poți să o faci, trebuie să găsești soluția. Că o fi ascunsă ideea, dar trebuie să pui mâna pe ea. Și ușor, ușor te apropie problema. Și o satisfacție extraordinară când ai rezolvat-o. Deci eu vreau să vă comunic vouă nu numai niște rezultate, niște formule acolo pe care azi le învăț, mă le uit, ci și o anumită atitudine în fața problemei, ca rezolvitor.
să crezi în tine și să poți. Asta te ajută foarte mult la lucrări, la când tu poți să spui, băi, stai cu foamă, nu discutăm. Cu acest lucru se începe. Dar, repet, asta presupune mult antrenament, multă muncă și se câștigă în timp lucrurile. La revedere! La revedere, dar nu facem sinteză. A, așa, hai să facem sinteză, hai să vedem ce am. Dar cred că am făcut destul de sinteză. Da, dar eu știu dacă îți uită. Cristi, te rog frumos, te uiți, că suntem obosiți. Urmărește ce am vorbit la sfârșit. Deci teorema sinusului, a cosinusului. Teorema medianei. Da, la lungimea medianei, am zis. Raza mare, raza mică. Da. Deci, noțiuni de aceste de la cerc. Practic. Cercul înscris. Cercul înscris. De cine este dat centrul cercului înscris, la circumscris, la înscris a vorbit la intersecția bisectoarelor, la circumscris de la intersecția mediatoarelor. Ați înțeles, da? Da. Da. La revedere! La revedere!